Ceea ce face în momentul de față PDL-ul prin liderii săi și în numele lui Traian Băsescu nu este doar fără precedent în istoria României, dar aș spune și în istoria statelor membre ale Uniunii Europene. Este un act de agresiune, un act de agresiune împotriva țării noastre, pentru că acești oameni mint, manipulează, generează adversitate împotriva țării noastre, fără a avea niciun argument. Tot limbajul lor care a cuprins termeni de la lovitură de stat la puci sau la pluton de execuție sumar împotriva democrației arată de fapt că ei sunt îngroziți de faptul că vor pierde puterea și mai ales ultima redută, simbolul puterilor, Traian Băsescu. Dar de la acest sentiment pe care omenește l-aș putea înțelege, la a face țării tale un asemenea rău este cu totul inacceptabil. Mi se pare cu atât mai grav cu cât aceste declarații de ieri și de astăzi vin după ce Curtea Constituțională, cea care a fost numită în anumite condiții și cu impunerea sau încălcarea prevederilor Camerei și Senatului și a ședințelor comune de către PDL și de către Traian Băsescu, această curte a decis cu majoritatea sa că toate actele care s-au produs la Parlament au fost cu respectarea cadrului constituțional și legal al României. Inclusiv suspendarea, inclusiv schimbarea celor doi foști președinți ai Camerelor, inclusiv schimbarea ombudsmanului, schimbarea de la televiziune și de la radio. Toate aceste schimbări au fost declarate legale și constituționale de către Curtea Constituțională a României. A pune astăzi în discuție, după ce până ieri au exersat această temă a faptului că puterea actuală vrea fie să reducă competențele Curții Constituționale sau chiar că vrea să aresteze judecătorii Curții Constituționale, nu este doar șocant. Am discutat astăzi cu mulți dintre colegii mei, inclusiv de la PPE, doi foarte importanți membri PPE germani. Am discutat cu PPE italieni, cu PPE francezi, am discutat cu liberali, fără a mai menționa pe socialiști. Niciunul n-a crezut că e posibil ca un europarlamentar să facă atâta rău țării sale cu o premeditare demnă de o forță de ocupație străină. Pentru că prin comportamentul lor, ei chiar ilustrează, ca să mă citez pe mine însumi în declarație, ilustrează fuga și deruta unei forțe de ocupație care vrea să lase în urma sa pământul pârjolit. Ori această țară aparține românilor înainte de a aparține PDL-ului sau USL-ului. Ei n-au dreptul să facă acest lucru și sunt convins că deciziile de ieri și de astăzi ale Curții Constituționale, ca și angajamentele reafirmate ale guvernului USL, ale primului ministru, al președintelui interimar al României și discuțiile pe care premierul Victor Ponta și ministrul Justiției mâine și poimâine le vor avea cu Comisia Europeană, vor contribui la clarificarea acestor aspecte, iar peste vară această incredibilă criminală umbră de îndoială aruncată asupra credibilității României, atât de greu construită de către toate partidele din România după 1990, se va îndepărta. Iar pe de altă parte, îi invit pe toți compatrioții mei să nu uite pe 29 când vor vota că cel mai bun lucru pentru a plăti aceste gesturi absolut irresponsabile și impardonabile este de a-l sancționa pe Traian Băsescu cu votul lor. Iar după aceea să-și aducă aminte și să nu uite, nici să ierte, nici să uite această acțiune profund anti-europeană și mai ales anti-românească. Ultima întrebare, veți continua cu demersul legat de Monica Macovei, de declarațiile sale privind activarea articolului 7 din Tratatul de Aderare? În mod cert vom continua acest demers pentru că vreau iarăși să spun un lucru pe care românii poate nu-l cunosc. Articolul 7 este cunoscut aici la Bruxelles ca așa numita bombă nucleară. El se activează împotriva unui stat membru doar când s-au produs grave încălcări ale cadrului democratic, ale normelor. Ori în țara mea, după deciziile de astăzi ale Curții Constituționale, nici vorbă de așa ceva. Ori oamenii care au făcut aceste lucruri, care au adus grave prejudicii țării mele, trebuie să primească blamul politic, dar în egală măsură Parlamentul European cred că trebuie pe viitor să prevină și să sancționeze asemenea derapaje inacceptabile. Ele nu fac decât să discrediteze profund instituțiile europene în ochii
cetățenilor europeni din state membre, precum compatrioții mei români. Acest lucru este necesar, acest lucru este făcut tocmai pentru a prezerva credibilitatea Parlamentului European.